consilierilor locali, declarația aleșilor alegerilor locale pe data de 5 iunie 2016 pentru ședințele de constituire a consiliilor locale de județul Bacău. Prefectul județului Bacău emite următorul ordin. Consilierii locali, declarați aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, sunt convocați pentru ședințele de constituire a consiliilor locale, conform anexei la prezentul ordin. Articolul 2. Reprezentantul prefectului la ședința de constituire a consiliului local va fi desemnat prin delegație scrisă, care va parveni domnului secretar săptămâna următoare. Articolul 3. Ședința de constituire a consiliului local va avea următoarea ordine de zi. Punctul numărul 1. Alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local. Punctul numărul 2. Validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la alegerile din data de 5 iunie 2016. Punctul 3. Depunerea jurământului de către consilierii locali ale căror mandate au fost validate. Punctul numărul 4. Alegerea președintelui de ședință. Punctul numărul 5. Prezentarea validării alegerii primarului. Punctul numărul 6. Depunerea jurământului de către primar. Punctul numărul 7, alegerea viceprimarului. Punctul numărul 8, constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Semnează domnul prefect Ioan Ghica. Ordinul are numărul 146, emis în data de 21 iunie 2016. În aceste condiții, dați-mi voie să citesc procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. Astfel, dintr-un număr total al voturilor valabile exprimate de 15.369 de voturi, 357 de voturi au revenit Uniunii Naționale pentru Progresul României, 3.494 de voturi au revenit Partidului Național Liberal, 1111 voturi Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, 4786 de voturi au revenit Partidului Social Democrat, 3316 voturi, mă scuzați, Partidului România Unită, 2380 de voturi au revenit Partidului Social Românesc, 205 voturi Partidului România Mare, 294 de voturi Partidului Mișcarea Populară, 492 de voturi Partidului IEM-SECE, 226 de voturi Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal, 120 de voturi Partidului Național Democrat, 123 de voturi candidatului independent Rudișteanu Gheorghe Dumitru, 110 voturi candidatului independent Zamă Robertson, 1355 de voturi candidatului independent Panfil Gelu Ionuț. Acestea fiind spuse, o să dau citire convocatorului pentru ședința de astăzi. Îi rog pe domnii consilieri prezenți în sală să-și facă cunoscută prezența prin ridicarea mâinii și prin anunțarea prezenței dumneavoastră. Astfel, doamna Abageru Laura. Absent. Domnul Agapi Mircea. Absent. Doamna Antohe Maricica Loredan. Absent. Domnul Blidaru Valentin Iulian. Absent. Domnul Cristea Alexandru. Absent. Domnul Dumitru Mihai. Absent. Domnul Ene Gheorghe. Absent. Doamna Rodica Mihaela Geaboc Bădic. Absent. Doamna Alina Hergelegiu. Absent. Domnul Lazar Constantin. Absent. Domnul Lemnaru Emil. Absent. Domnul Costache Florin. Absent. Domnul Panfil Gelu Ionuț. Prezent. Prezent. Doamna Pașcu Apăvăloaie Elena. Absentă. Domnul Roșca Sorin. Absent. Domnul Sârghiuță Ioan. Absent. Doamna Secară Oana Mihaela. Absent. Domnul Sergentu Adrian. Absent. Domnul Vasiloiu Bogdan Cosmin. Absent. Domnul Zarzu Octavian Ciprian. Absent. Și domnul Moraru Marin Marian Dorin. Absent. Da, acum. De asemenea,
domnul Napiu Nicolae. Prezent. În aceste condiții, se constată că dintr-un număr de 21 de consilieri sunt prezenți la ședința de constituire unul singur, ceea ce înseamnă că nu se îndeplinește cuvorumul de cel puțin 2-3 din numărul de consilieri convocați, astfel încât ședința de astăzi nu mai poate avea loc. În acest sens, domnul secretar va întocmi un proces verbal care va fi transmis domnului prefect al județului Bacău, care va emite o nouă ordin de convocare a unei ședințe viitoare, în termen de 3 zile. Vă mulțumesc! Ședința de astăzi, atât cât a fost ea, este declarată oficial încheiată.